Festivitatea de premiere a oferit prilejul întâlnirii unor generații diferite, preșcolari, elevi, cadre didactice actuale și pensionate. Pitici au așteptat cu sufletul la gură evenimentul care a recompensat munca din timpul săptămânii deopotrivă istovitoare și plăcută. Mitro, Maria Mihaela, pentru cel mai frumos costum! Toate aceste manifestări au fost dedicate zilei școlii, pe care elevii, cadrele didactice și părinții o marchează an de an în preajma sărbătorii Sfânta Parascheva, patroana spirituală a școlii. La mulți ani, școala 10!